sunt foarte fericită pentru că, în sfârșit, după niște tentative eșuate, în studioul nocturnelor am doi invitați pe care, așa cum spuneam, îi vânez de mult. Doi muzicieni mari și foarte tineri. Doi maestri, doi finaliști ai concursului Enescu, ediția 2022. Doi tineri cu carieră foarte frumoasă afară, cu încercarea de a se adapta acolo, o să vedem unde, dar care continuă să vină în România, să formeze alți tineri, să cânte, să ne încânte. Bine ai venit, Florian Mitrea, în sfârșit. În sfârșit, domnule profesor, îmi pare bine. Mulțumesc de invitație. Daria Ioana Tudor, mulțumesc pentru toate intermedierile și pentru efortul vostru de a fi aici. De unde veniți voi exact astăzi? Să spunem adevărul. Adevărul, vom spune, venim de la Sinaia. Așa, cu oarecare peripeții. Oarecare peripeții după 24 ore de ore de vacanță. Pe care am întrerupt-o din cauza sau datorită nocturnelor. Și vă mulțumim pentru această întrerupere. Ați avut o serie de concerte aici. Florian Mitrea, ai avut din ediția Hoinar, festivalului pe care îl faci. Ați cântat, ai cântat, Daria, ai avut un concert foarte recent la Sala Radio. V-am prins între drumuri, dar mă bucur că, așa cum spuneam, în sfârșit sunteți aici. Florian, tu ești născut în 1989. Da. Cum ți-ar zice, am parcurs împreună cu tine nu doar devenirea ta, ci și anii noștri în care învățăm, tot învățăm să fim liberi. Iar tu tot înveți muzică, să faci muzică, îi pregătești acum pe alții pentru această nobil drum și foarte greu. Da, eu sunt de părere că muzica oricum trebuie împărtășită, nu faci niciodată muzică pentru tine, faci pentru public. Dar sigur o faci și pentru ceilalți, ești practic un custode al acestor valori, ale culturii, aș spune. Că pentru că muzica, pentru mine, dacă e numai muzică absolută, e un pic limitată. Ori muzica adevărată e cea care cuprinde tot, și tulburări sociale și cele politice, reflectă ce ni se întâmplă. Contextul, exact. Contextul lumii, până la urmă, și pe care îl traversați. Exact, și atunci când te întâlnești cu publicul prin muzică, spui mult mai mult decât câteva note la instrument, și la fel sunt de părere că poți face și la catedră, cum s-a făcut și cu mine. Când lucrezi cu un copil sau un tânăr adolescent la instrument, de fapt poți să creezi caractere, să pui acolo niște valori de bază, și e posibil ca ei să nu ajungă neapărat muzicieni profesioniști, dar să vă folosesc așa un termen mai modern, aptitudinile sunt transferabile în orice alt domeniu. Cred eu că dacă faci muzică sau artă sau cultură când ești mic, ești un om mai bun, crești cu niște valori de bază mai organice, mai bine împământenite, și apoi orice faci, oriunde te duce viața, construiești pe ele. Drumul Dariei Tudor a început de mică, nu? De la 4 ani, tu ești din Ploiești, tu ești născută în 1997, în plină democrație, să spunem. Ești un om foarte ambițios, foarte studios, foarte conștiincios. Pe tine, Florian, te știu, să zic, datorită profesorilor tăi, datorită doamnei Enășescu și a lui Dumitru Avachian, cu care ai o relație foarte specială, te-am urmărit sistematic. Pe Daria o știu de la Lipati, tu ai făcut George Enescu, o știu de mică, am urmărit-o și mai de aproape și am susținut-o. Am făcut 3 clase la Ploiești. Am făcut de la 4 ani la Ploiești până în clasa 4-a, iar la Lipati am fost din clasa 4-a până când am terminat liceul. Deci ai stat la Cămin? Da. La Căminul din Principatele Unite? La Căminul liceului, pe vremea respectivă, colegiului acum, de la 9 ani.
Și sunt mândră de asta. Cred. Deci ai plecat pe drumuri de mult de acasă. Greu. Nu pot să zic că a fost greu. Sincer. Sincer. Sincer, le mulțumesc alor mei pentru faptul că m-au trimis la București la 9 ani. Pentru că cumva Ploieștiul nu e atât de departe de București. Am fost acasă în fiecare weekend. Acasă am trăit viața pe care o are fiecare copil și pe care cumva încearcă toți părinții să o creeze. La București am întâlnit ceea ce avea să fie viața mai târziu și am întâlnit asta de la o vârstă fragedă. Iar copiii primesc și văd lucrurile astea într-un mod diferit. M-am bucurat în momentul în care m-am mutat la Berlin, că nimic din ceea ce îi afectează și nimic din lucrurile problematice pentru colegii mei de la facultate nu mai reprezenta o problemă pentru mine. Și mă bucur pentru perioada aceea între 9 și 18 ani. De ce ales Berlinul? Nu l-am ales eu, nici el nu m-a ales pe mine, ci mi-am ales profesorul. L-am cunoscut pe Pascal de Voyon într-un curs de vară, într-o academie de vară în Franța. Și am simțit în momentul respectiv că de la el am foarte multe de învățat. Mi-a spus, vino să dai admiterea și mai departe vedem. N-am putut să refuz treaba asta, m-am dus, am dat admiterea și așa a fost să fie. El preda la Berlin, nu mi-am ales nici orașul, nici țara, nici plecarea din România. Știi limba? Fapt. Nu. Ai învățat-o? Am învățat-o. Recunosc, tata a vrut de mult. De la 9 ani a vrut să mă învețe germană, nu s-a lipit nimic de mine. Andrei Ioniță era deja acolo? Andrei era deja acolo, da. Andrei era din 2000, sper să nu greșesc, 12 sau 13. Cred că 12. Florian, și drumul tău plecat tot de mic, ai avut noroc și o să continui să spun asta. Ce mare noroc este pentru un muzician întâlnirea cu un profesor, care este mai mult decât un model și decât un maestru, care devine un membru important al familiei și, în orice caz, în relația directă, poate chiar lumina. Ai avut noroc de o profesoară pe care ai întâlnit-o la școală. Tu ai făcut primele clase la Tudor Vianu, da. Liceu de informatică. Era de un prestigiu. Total outsider pe muzică. Am fost... Ionița a absolvit Sava. Da. Dar ați avut dreptate la treaba cu noroc. Eu am avut noroc chiar de la început de tot, la prima profesoară care, să spun așa, mi-a pus mâna pe pian și care a avut o mare inspirație de a mă apropia de muzică, știind clar că nu o să am neapărat susținerea acasă să spun așa, pun pe planul 2 școala și să studiez foarte mult la pian, știind foarte mult, foarte bine că genul ăsta de decizii într-o familie de non-muzicieni nu avea cum să se întâmple. Ambele familii sunt de non-muzicieni. Te întrerup puțin, și eu am avut noroc de profesor de la început, atât am vrut să zic. Păi, și asta e, de asta, apropo și de prima întrebare, când e mare lucru să lucrezi cu cineva și să ai și responsabilitatea, dar și șansa să poți să crezi ceva, și mi-amintesc de numărate discuții între familia care... Ar fi vrut ceva mai sigur, nu? Da, dar nu înțelegeau care e treaba cu meseria, cum se întâmplă, și profesorul spunea, trebuie să studieze la pian 4 ore. Dar el era la informatică, are atâta matematică de făcut, lăsați-le cu pianul. Era o grămadă, o confruntare acolo, un conflict de... Dar tu ce simțeai, Florian? Erai un copil. Era derutant pe de-o parte, pentru că erau și alte chestii care îmi făceau plăcere, dar de fapt liceul de informatică a fost hotărător, pentru că și încă am foarte mulți prieteni foarte buni cu care am țin legătura, cu care am fost până în clasa 8-a la Vianu, care aveau într-adevăr un talent pentru informatică. Deci eu chiar cred că există un talent și la știință, nu numai în artă. Să poți să te așezi la un computer și să programezi ceva pe care nu ți l-a cerut profesorul, dar care cumva din intuiția ta, din instinctul tău, din treaba asta pe care nu știu cum să o numim decât talent. Ori eu țineam pasul cu ei, oarecum, așa, târâș, grafiș. Și la sfârșitul clasei 8 am spus, eu vreau să mă duc la Enescu. Și atunci a fost o răsturnare așa de valori după examenul de capacitate, când diriginta zicea, nu, este o greșeală, cum se ducă la Enescu, unde nu se face școală, unde nu se face carte, că o să termină în alfabet, că așa. Dar am zis că eu cred că totuși
capacitățile mele sunt mai înspre muzică și nu neapărat spre știință. Și atunci actuala profesoară a recomandat-o pe doamna Ienășescu, uite, la omul ăsta trebuie să te duci, și acolo am devenit pianist. Am ajuns la liceu de muzică cu o mare dragoste de muzică, dar cu multe lucruri care trebuiau recuperate din cauza nestudiului, din cauza faptului că nu pusesem pe prima prioritate pianul și muzica, și atunci a fost un drum lung, dar da, zic eu că a meritat. A avut șansa să mergi la Sonoro și să dai paginile unei pianiste. Sunteți bine informați. Da. Diane Kettler, da. Pe care ai admirat-o, pentru că și postura asta de a da paginile este interesantă și aleagă. În general, dau paginile fie discipolii, deci oamenii apropiați profesorului. Diana Kettler era și este, nu? Profesor la Royal Academy of Music de la Londra, Academia Regală de Muzică de la Londra, și tu ai obținut acolo o bursă ca să lucrezi cu ea. Și cam acolo ai rămas. Studenții fac glume, zic, ești parte din mobilier acum de atâția ani. Ești aici. Din 2008. Da. Din 2008 ai plecat în Marea Britanie, la Londra. A fost, poveștile sunt asemănătoare și eu n-am ales neapărat Londra, am ales omul. Profesorul. Pentru că nu artă și noi știm de muzică, dar cred că e la fel și în dans și în teatru, nu înveți de la pereți, înveți de la om. Degeaba e instituția asta cu mare renume. Asta zicea și Avakian, nu? Da, exact, sunt vorbele din noi. Când e nevoie de o inspirație, nu știu, poate e un pic diferit când faci matematică sau biologie și ai nevoie de un campus fantastic, de niște resurse. E puțin diferit. Exact. Și aici ai nevoie de resurse. Ai nevoie la studiu de un pian bun. Bineînțeles, e nevoie și de resurse. De la pereți nu se învață, dar de la o instituție destul de bine pusă la punct și bazată pe o viață culturală foarte bine dezvoltată, se poate învăța. Și în momentul în care lucrurile, pentru că acum, sincer, nici în străinătate nu ai ajuns acolo și vine muzica la tine și ai învățat muzica, tot efortul personal. Și concursurile, și audițiile, și concertele. E tot un efort personal. Și tot o muncă proprie și tot nu se schimbă nimic din toate lucrurile astea. Singura... Există un sistem însă. Există un sistem într-adevăr și există variante pentru momentele în care într-o instituție ceva nu funcționează, există opțiuni. Și există o viață culturală care totuși motivează foarte mult, cel puțin pe mine, viața culturală din Berlin, în momentul în care, acum n-am să spun, bineînțeles că nu e totul roz în acea facultate și bineînțeles că nu există nici acolo tot timpul la dorința mea sală de studiu și pianul pe care mi-l doresc și profesorul la cheremul meu a venit, dar are nevoie de ori. În momentul în care simt că nimic nu mai funcționează, am ieșit pe ușa respectivă și deschid calendarul și îmi dau seama că se întâmplă N spectacole la ora respectivă. Și mă duc și mă ocup tot cu muzică. E un lucru care pe mine, care mă ține încă în Berlin. Acum faci un master. Acum fac un master la Berlin și mai fac un master și la München. Și... La vecini faci la Berlin? Nu, fac pian principal la Berlin, adică pian solo. Masterul solo și masterul de muzică de cameră la München. Și asta tocmai pentru că am simțit nevoia să cunosc... Berlinul nu e Germania, Berlinul e Berlin și am simțit nevoia de un alt oraș mare, de o altă școală. Nouă ne lipsește, spre exemplu, foarte mult la Berlin de când se schimbă generațiile. Lipsește un contrast pentru școala germană și am simțit nevoie, adică există multă școală germană, dar altceva a dispărut cumva în această perioadă de schimbare și am simțit nevoie de altceva. Și, adică tu faci două master în același timp? Da. Da, pentru că sunt diferite și sistemul îmi permite să fac lucrul ăsta. Ești cam ubicu așa, de câte ori te caută omul, nu știi dacă ești la Londra. Eu am mai avut o dorință, eu am început o licență în jurnalism. Știu, care momentan e în pauză, dar eu am grijă să nu mai fie în pauză. Este foarte interesant că
Florian Mitrea a câștigat un concurs foarte important de pian la Glasgow, acolo unde a studiat și băiatul meu, la Conservatorul Regal din Glasgow, iar unul dintre profesorii din comisie, profesorul lui Luca, cu care Daria a studiat, pentru că totuși sunt niște legături aici, Graham McNaught, întâmplarea a făcut să fiu la Glasgow atunci și să mănânc cu el la prânz și să-mi spună ce extraordinar pianist din România a ascultat. Era extrem de impresionat de tine. Dar ea a studiat și ea, a venit de multe ori să studieze la Glasgow pe pian Steinway. A lucrat și ea și cu, nu știu dacă a lucrat, și cu Aaron. Cu Aaron și cu Petras. Și cu Petras. Tu ai câștigat acest concurs, ai făcut turnee în Scoția, cântând cu orchestra regală de acolo. Păcat că Brexit-ul a tulburat puțin apele Marii Britanii. Nu știu dacă asta e o platformă acum să spun că să știți că încă suntem deschiși. Insulița aia are problemele ei de, să zicem așa, de identitate la un moment ăsta, dar în mediul academic, de fapt, prima reacție când s-a întâmplat votul Brexit, care oricum a fost o derută, dar a fost absolut un șoc pentru noi toți. Îmi amintesc că în secunda a doua a venit primul mesaj de la directorul facultății și era foarte scurt, noi rămânem cu ușile deschise și o să ne seduim pe cât putem, pentru că, de fapt, asta Daria avea dreptate. O instituție și un sistem pe mine ce m-a făcut să rămân la Londra a fost deschiderea fantastică. Rămâi conectat într-un circuit, într-o dinamică internațională incredibilă și poate aici undeva Bucureștiul trebuie un pic să accelereze, să prindă din urmă, pentru că acolo i-am văzut pe Marta Gay, pe Daniel Barenboim, pe Fleischer, Dumnezeu să-l ierte că a murit de curând. Îi mai vedem și noi uneori la festivalul UNESCO. Exact. De exemplu, Scoția este uimitoare pentru o țărișoară atât de mică. În orice sală de concert am fost, mă gândeam, când ține Aberdeen? E un oraș mic, nu știu cum să spun, să fac o comparație cu... Cred că Sibiu e mare față de Aberdeen. Cred că da. Două sau chiar trei săli de concert care, cum să spun, sunt la bătaie cu Ateneul Bucureștean, iar din punct de vedere acustică și altceva, sala Palatului n-a nici la genunchiul Broaștei și Aberdeen, sau Perth, sau Peebles, sau, nu mai vorbim de astea, Glasgow, Inverness, Edinburgh, Usher Hall-ul din Edinburgh, e o bijuterie. Și o țărișoară mică, dar au înțeles să investească în cultură și chestiile astea noi nu le știm așa de mult, cumva... Nici nu vrem să le aflăm. Și eu mă simt cum ușor de tot izolat față de prietenii și colegii care au rămas pe continent. E, să zic așa, escadronul Germania, acolo unde sunt discuția toți. Discuția n-o pornim acum. Așa. Dar ce... La Londra mai e Ritivoiu, nu? Da, Sandrin. Este Ritivoiu, este Sandrin. Și ce vreau să spun e că încă e inima britanică, încă bate și eu cred că deruta asta fantastică care a fost cauzată numai de politicieni corupți, la un moment dat va dispărea și cred, eu chiar cred că ne vom întoarce în marea familie europeană la un moment dat. Tu ești profesor acum la Academia Regală. Discutați lucrurile astea? E pentru că ne afectează... Pentru că știu că în Scoția sunt discuții absolut, non-stop. Și ne afectează permanent. Ne afectează, de exemplu, am pierdut programul Erasmus, când studenți plecau și făceau două semestre în Germania sau, nu știu, în Franța un semestru și chestia asta am pierdut-o. Mai este un singur buget care va fi folosit și vom colabora cu Iașiul, de fapt, cu Universitatea de Arte George Enescu din Iași, după care s-a terminat, ceea ce e o rană fantastică și, cum să spun, începe să ne afecteze la nivel de zi cu zi. Am avut o studentă din Franța care a venit în luna decembrie ca să prindă ultimul val de studenți europeni înainte de îngrozitorul 1 ianuarie 2021, când ne-am rupt total de Europa. Dar, sigur, suntem mici și nu avem niciun fel de putere în a influența politic. Păi, Florian Mitrea, te gândeai tu când studiai cu doamna Inășescu și făceai armonie cu Dumitru Avachian și cu Diana Rotaru, forme și așa mai departe, te gândeai tu că o să ajungi... Ce visai tu? Unde vroiai să fii?
Nu cred că aveam un vis foarte bine conturat, exact pus la punct, ci pur și simplu am vrut să fac cât mai mult și să nu stau niciodată degeaba și niciodată să nu mă complac într-o anumită poziție în care am ajuns și să-mi doresc să fac mai mult. Iar Londra a fost un pas sus, adică exact s-a întâmplat cum povestea și Daria cu The Voyen, cu Diana a spus, bine, vino la Londra de admitere, dar nu știu dacă intri, nu știu dacă o să-ți permiți, că e foarte n-aveai scump, bani. N-aveai bani, bursele sunt puține. Vedem ce se întâmplă, vino și încearcă și, și întotdeauna, dacă eu atunci aș fi stat acasă cu creionul și hârtia și hai să facem un buget, să vedem dacă ne permite în Londra sau nu, până nu mai plecam niciodată. De asta, eu cred că pentru a face artă, fie că e muzică, fie că e teatru, îți trebuie un anumit temperament. Dacă ești genul de temperament de om care vrea să aibă stabilitate, predictibilitate, nu ești făcut pentru asta. Pentru că meseria asta nu e niciodată așa, niciodată nu știi când sună telefonul, când hai să cânti un concert acolo sau când îți propui să faci ceva și ori îți iese, ori nu-ți iese. Deci trebuie să poți să... Deci trebuie să fii pregătit exact. Tot timpul. Exact. Nu? Exact. Și nu e niciodată suficient, niciodată prea bine, te faci mai bine. Pe mine mă impresionează că voi, cei care ați plecat și am numit aici pe câțiva din marii muzicieni ai noștri, tineri, Daniel Ciobanu, care a absolvit tot la Glasgow, voi aveți o legătură foarte onestă între voi și îmbinată cu foarte mult respect. Voi cântați împreună, aveți concerte, faceți muzică de cameră, înregistrați, cântați aici, acolo. E un lucru pe care cred că noi trebuie să-l învățăm de la generația asta voastră. Pentru că, într-adevăr, ideea de competiție, cum foarte mulți tineri în România sunt învățați, cred că ideea de competiție este greșită în sensul practicat aici. Probabil competiția artistului este în primul rând cu sine însuși. Voi sunteți astăzi modele și sună telefonul, cântă Mitrea, cântă Ioniță, cântă Ciobanu, vine Ritivoiu, a cântat Sandrin, haideți la radio, cântă Daria, cântă Ioana, Goicea. Aduceți mult și asta e foarte impresionant pentru noi care suntem publicul vostru, fiindcă fără noi nu se poate. Asta e foarte adevărat. Aș începe prin a spune, bine, vorbesc pentru mine, nu vreau să vorbesc pentru ceilalți pe care i-aș numit, dar eu n-am plecat cu răutate sau n-am plecat cu gândul că n-am să mă mai uit în urmă, ci am plecat pentru mine, pentru formarea mea, dar nu împotriva țării din care am plecat. Și pentru asta sunt... Pentru formarea pe care eu am avut-o aici, pentru educația pe care am primit-o până la 18 ani, sunt foarte recunoscătoare. Și există uneori tendința asta de a publicului de acasă, a unei părți din publicul de acasă, să se uite la noi ca la oameni care au părăsit, au trădat, e un cuvânt mult prea puternic. Nu cred că dar mai este asta, Daria. E nu cred complicat. Că se mai pune... E complicat. Poate simți tu asta? E complicat. Poate că simți... Se simte ideea că, întoarcerea. Uite, vin ei aici să cânte în locul celor rămași aici care se străduiesc aici, în sensul ăsta spui, pentru că suntem în 2023. Suntem în 2023, dar se poate, nu știu, poate Florian are ceva de spus. Pentru mine, eu am simțit lucrurile astea. Că iei locul cuiva de aici? Nu, iau locul cuiva, dar că e reîntoarcerea acasă. E... Dar e temporară, voi veniți să cântați. Poate nu va fi temporară, nu știu. Asta, așa cum nu știu, vorba exact, lui Florian. Nu știu că am știut că voi pleca, nu știu dacă mă voi întoarce. Dar așteptările sunt mari în momentul în care cineva care a studiat în străinătate se întoarce pentru prima dată pe scenă din România. Este la asta mă refer. Asta ai vrut să spui. Și noi ne întâlnim acolo și ne întâlnim tocmai cu acest spirit. Și tocmai așa se formează și formațiile de muzică de cameră, așa se formează și prieteniile care durează foarte mult. Și da, e o relație bazată pe onestitate în mare parte. Adică în momentul în care ne vedem acolo, știm că o să avem nevoie unul de celălalt în multe situații, nu numai muzicale. Da. Crezi că știi să cânti, să fredonești ceva din West Side Story când ai fost tu la New York și ai luat Florian Mitrea, a câștigat
Eram ca un nebun, mergeam pe malul Hudsonului și cântam America. Hudson River. Da, și cântam America. America? Da, din West Side Story. Care, de fapt, un cântec ironic la adresa Americii când Bernstein... Te-a luat premiul că l-ai luat? Da. Da. Dar Dar are dreptate, de fapt, și de drept, niciunul nu pleacă. Eu, iarăși, sunt de părere că, totuși, artistul trebuie să fie internațional. Nu mai e niciunul al unei țări anume. De asta cei care ating universalitatea sunt oamenii la care îndoace în Beethoven, numai al nemților, scuze. E al tuturor. Nu Mozart, la mine, trebuie să te scuzi. Mozart nu e al austriecilor, e al tuturor. Debussy nu mai e al francezilor, ci e al nostru, e al civilizației umane. Și, de fapt, ceea ce s-a greșit fantastic înainte de 89 era obsesia asta a porților închise, să ținem totul înăuntru. De ce... câte burse i s-au refuzat sau câte piedici s-au pus lui Dan Grigore până să plece sau lui Valentin Gheorghiu sau câți actori am fi avut de Hollywood dacă le-ar fi dat drumul să plece, dacă ar fi fost lăsat să meargă, să călătorească din absolut stupizenia asta și prostia asta că dacă cumva plecăm, ori trădăm, ori nu ne mai întoarcem, ori cumva cine mai rămâne aici. Eu întotdeauna am spus treaba asta, dacă vreți să nu mai se plece, încercați să faceți ceva aici ca să putem, oricum noi ne întoarcem, dar iarăși fără să dau prea mult nume, de exemplu, dacă, nu știu, să spună Daria, dacă cineva i-a propus să vină să predea muzică de amână la Conservatorul din București și a spus Daria, nu. Sau, nu știu, sau cineva, de exemplu, a spus, haideți să veniți să lucrați cu, nu știu, elevii de la Liceul Ipatie și a spus Daria, nu. Noi nu ne, cum să spun, n-avem niciun moment. Dar vezi că această greșeală se repetă. Nici pe Dan Grigore nu l-a chemat nimeni. Absolut. Să țină masterclass, să lucreze cu tinerii. Ba mai mult, eu am o poveste, încerc să păzez așa cu inițialitatea, când am fost contactat că hai să faci ceva la conservator, dar să nu-i spunem masterclass, că super maestrii din conservator, să-i spunem conferință, zic bine, atunci ați conferință. Nu, să fie masterclass, dar să nu-i spunem așa, să nu se vadă prea bine. Hai, dacă deranjăm, nu mai venim, nu e problemă, nu ne-am propus să deranjăm pe nimeni sau să arătăm cu degetul că uite, noi știm mai bine sau nu știu, dimpotrivă. Chiar și treaba cu Hoinaru a fost de la început, care a fost la început un proiect educațional. N-am vrut să racolez studenți, să-mi iau studenți în Anglia sau la Părzea. Am vrut doar să dau înapoi pentru că sunt mândru că sunt român și că am plecat din școala asta și eu, dacă nu era liceu UNESCO, eu n-ajungeam pianist. Când am avut părinți sau familie care să înțeleagă, nu știu, să mă ducă la meditații particulare sau... Eu ce am avut a fost la liceu UNESCO și asta a fost tot. N-am făcut în particular cu nimeni absolut. Ăștia au fost singurii de acolo și am vrut să dau înapoi la școala respectivă. Și sunt, dar are dreptate, sunt foarte multe voci care spun, păi voi veniți să vă racolați elevii, să-i luați la Berlin sau să-i luați la Londra sau în altă parte, când nici într-un caz n-a fost acesta scopul. Dar iarăși e prost înțeles. Eu sunt, cum am zis, un pic mai cu minte decât el și poate și născută un pic. Ești mai târziu. Mică. Da, exact. M-am uitat la toate lucrurile astea și deși cumva le observ, mi-e greu să fiu atât de radicală și mă gândesc că ar fi bine să le observ și să nu le menționez și să mai am răbdare, pentru că cred că și noi, până la urmă, chiar dacă am început școala după 2000, am avut oameni care vin dintr-o anumită perioadă și care au trăit și au fost educați într-un anumit fel și care au dat mai departe tot ce au avut ei mai bun, dar ceea ce au avut ei mai bun vine dintr-o anumită societate. Cred că românului în general e frică să fie fericit. Așa mă situez acum. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar astăzi eu am senzația că românului e frică să fie fericit. Pentru că nu o să dureze o eternitate. Și pentru că e nici mai viața bine... nu durează o eternitate. Nici fericirea. E așa cum e și dorul. Că e frumos, dar nu prea. Dar face bine, dar nu prea. Dorul. E frumos, dar e greu. Și cumva am senzația că face parte totuși din personalitatea și din tipicul românesc. Să fie greu să fii fericit. De fapt, în general, să fie greu. Da, e mai frumos să zici că e greu să fii fericit. Asta, unul la mână și doi, legat de public, mie personal mi-a fost... A durat ceva timp să-mi dau seama că în momentul în care eu mă urc pe scenă să mă pot concentra la
muzică și la ceea ce își dorește, de fapt, orice ascultator să audă, să primească, ar trebui să-mi schimb atitudinea ca auditor. Și pentru muzicien e foarte greu să stai într-o sală și să asculți ca și cum ai fi nemuzician. Și în mintea mea și în sufletul meu, când mă urc pe scenă, este ascultătorul muzician. Ascultătorul, adică care... mai pui o presiune pe tine. Dar n-a fost conștient. Nu e un lucru conștient, e pur și simplu... Am senzația că tot ceea ce s-a lucrat în bucătărie va fi auzit și primit așa cum simt eu. Și a durat și încă durează, ca în momentul în care mă duc la concerte, să mă detașez de ceea ce lucrez eu și să încerc din ce în ce mai mult să fiu ascultătorul pe care mi l-aș dori eu în sală. Cam asta a fost procesul. Ai vrut să rămâi în America după ce ai luat premiul pentru cel mai bun tânăr pianist la Cincinnati în 2019? Nu. N-ai vrut în America. Nu. Nici tu n-ai răspund vrut, foarte simplu. Florian, la New York, ai cântat la Carnegie Hall. Eu sunt... Bine, atunci ziceam că am lăsat așa un sfert de inimă, l-am lăsat la Carnegie. L-ai lăsat, nu? Dar, bine, eu sunt, cred așa ușor în... diferit față de Daria, în temperamentul americanului de can do, acela care... pentru care nu înseamnă, nimic nu este prea dificil, dar sigur că e, acolo sistemul este foarte diferit. America e o țară nouă, proaspătă, luată de la zero și atunci, pe de o parte, are prospețimea asta, vitalitatea asta care poate bătrânei Europei îi lipsește, dar sigur că poate la un moment dat ajungi la lipsa aceea a tradiției, a, cum să spun, a culturii clădite așa, grămidă și care se simte într-adevăr, dar da, nu știu, mie mi-a făcut foarte mare plăcere în America. O să vorbim un pic despre concursul Enescu de anul acesta. Sunteți doi dintre finaliști, nu? Finaliști? Greu de fin. Sau semifinale? Participant. Sau cum să zicem? A fost și George Todică. A fost și George. El e finalist. George, da, este finalist. Da. N-a câștigat, deși
am făcut pariuri, le-am pierdut. Am fost convinsă că George Todică va câștiga și mai am prieteni și Lidia Bodea de la Humanitas, mai mulți ascultându-vă. Dacă putem să vorbim de concursul Enescu, aș vorbi de concursul Enescu din 2018. Așa. Pentru că noi atunci ne-am cunoscut în cadrul concursului, în concurs care pe vremea respectivă se desfășura în 4 etape, deci era timp, 4 etape live. Și am trecut așa, din etapă în etapă, eu m-am dus mai devreme acasă, el a mai stat o etapă, a venit și el acasă. Și da, dacă vorbim despre concursul Enescu, ați vorbit despre cel din 2018, ăsta din 2022. Apropo de ce discutam mai devreme, este îngrozitor de greu să fii un concurent român la concursul Enescu. Este groaznic. Am înțeles că nu e numai la noi. Vorbeam cu o colegă japoneză. Eu m-am simțit foarte bine la Hamamatsu în Japonia. Ai luat premiu? Da. Și acolo a fost întâlnirea cu... Faci masterclass la Tokyo. Acolo a fost întâlnirea cu Marta Argerich. Și exact. Vorbeam cu o colegă de la Londra, ea japoneză fiind, zic, mă, dar ce fain e la voi să faci concurs. Zice, da, da, încearcă să fii japonez la un concurs în Japonia. Pentru că auzi, înțelegi limba și auzi gura publicului că, sau celor care vin să asculte concursul. Cel puțin la noi, la pian, nu mă pot pronunța ce se întâmplă la cello sau la vioară. Zic eu, e mult mai bine. Mult. La secțiunea pian, la concursul Enescu, este groaznic să fii român, pentru că nici n-ai ieșit de pe scenă și ești jurizat. Sala te-a jurizat și auzi pe hol, mergi, încerci să n-asculți, încerci să pleci. De asta când m-am întâlnit cu George la Edinburgh, la festival, da. Și am umătut la Enescu, zic, George, cântă și pleacă. Cântă și pleacă, că dacă rămâi acolo, te demoralizezi total. Oricum, votul e numai al juriului, zic, nu sta pe holuri. Cântă și pleacă. Du-te în sala, în camera ta de hotel, du-te la un restaurant, de la o cafea, deci pleacă, ești mâncat practic de comentariile din jur. Eu m-am bucurat totuși, din anumite puncte de vedere, am avut oameni care m-au făcut să mă simt bine și în 2022. Oamenii aia există. Nu vreau să zic că nu există, dar e foarte greu. Și nu există numai oamenii ăia. Despre asta e vorba. Că există o mână dreaptă și o mână stângă. Depinde și mai și, cum mai și bate crescut vânt. Cu icoana asta a concursului Enescu, care pentru noi mergeam, eram mici și ascultam toate etapele. Uh-huh. Și, și am crescut exact așa, cu caietul, cu pixul, cu programul. Cu fiecare lucru care pe noi ne-a educat, am învățat să ascultăm, am învățat ce înseamnă un concurs, nu zic că e rău, dar imaginea noastră despre concursul Enescu este că, exact, este că în sală vor fi următorii cu caietul, cu programul și cu pixul. Ai vrut vreodată să te lași de pian? Da. O dată? Da, pentru că e momentul de absolvență, de absolvire, să spun așa, al cursurilor, cum spunea și Daria, când ești într-o instituție și cum am avut amândoi norocul să fim în instituții care ne-au introdus în dinamica asta fantastică și se pare că e, toate lucrurile se întâmplă. Ea mai are, încă este acolo, dar momentul când termin și master și tot și gata, ești, nu mai ești student, ești adult, e un moment foarte delicat în care e foarte greu să știi pe unde apuci. Eu cum trăiesc din chestia asta? Concertul luna viitoare de unde vine? De asta am mers pe calea concursurilor. E una dintre căi și am avut noroc. Pentru că sunt unii care încearcă ani de zile să răzbată și nu reușesc. Pe unii văd la clasă și mă doare sufletul de ei și că se uită în ochii tăi și de ce n-am trecut și nu știi ce să le spui. Pentru că suntem la muzică, pentru că e acolo o masă cu 7 persoane și dacă schimbi acele 7 persoane și pui alt grup de 7 persoane acolo, rezultatele se schimbă iarăși. Deci nu e ca și cum... Ce încerc să le spun e că dacă treci, nu ești cel mai grozav și dacă nu treci, nu ești cel mai prost, nu ești cel mai slab de acolo. Dar eu am avut noroc pe treaba asta, nu știu sincer ce aș fi făcut dacă n-aș fi avut noroc să răzbat în câteva concursuri, dar a fost atunci un moment în care am zis, păi... Înseamnă că nu a fost un vis frumos, nu s-a realizat și am vrut să renunț. Și atunci a apărut practic postul la Academia Regală și cumva m-a ținut așa un pic, am lăsat ușa deschisă și am rămas, dar nu eram convins că o să continui acolo și e foarte greu momentul acela de
de ușă nouă, când s-a terminat studenția, și mie mi-a plăcut foarte mult studenția, am fost, cred că, printre cei mai frumoși ani din viață. A fost superb, când te trezeai la 5 dimineața și te culcai la 1 noaptea și stăteai în facultate, nu vedeai soarele, că intrai în facultate. Mă rog, la Londra nici nu prea nici e. Nu vrezi, da. La Berlin e mai rău. Dar, nu, anii de studenție mi-au plăcut foarte mult. Și atunci când nu mai ai mediul ăla protejat, când ești cumva împins înspre lume, e foarte dificil. Și da, am vrut să mă las. Să te apuci de altceva, de... Da. Anglia, cu excentricitățile ei, are un sistem foarte diferit pentru absolvenți. Există această mentalitate că o diplomă de facultate e o diplomă de facultate, dar nu rămâi blocat în ce ai învățat la facultate. Poți să faci un curs de conversie. Uh-huh. Eu, fiind și la un liceu normal, aveam rezultate... De la Viana am avut rezultate normale la capacitate, deci pentru ochii englezilor școala arăta ok, deci mă puteam schimba, puteam să fac un curs de câteva luni, să mă schimb în orice altceva, în contabil, avocat. Sigur, nu era, n-ar fi fost ușor, dar măcar aveam un drum mai greu la medicină, că acolo trebuie să o iei de la zero, dar ei au treaba asta. Soacra mea a făcut greacă și latină veche Oxford și este avocat. Te-a bătut gândul vreodată când te-ai apucat de jurnalism, te-ai apucat ca să renunți la pian, Daria? Nu neapărat atunci m-a bătut gândul, ci spre deosebire de Florian, pentru mine anii de studenție au fost anii de licență. N-au fost cei mai frumoși și au fost poate cei mai buni și anii din care am învățat cel mai mult, dar în același timp n-o să mi-aduc aminte niciodată ca anii cei mai frumoși. Și asta pentru că tu ai luat o decizie în clasa nouă. Eu am mers într-o rutină, un copil care face pentru că îi se spune că poate, dar așa cum am trăit și la cămin și mi-am dat seama mai târziu ce am învățat, așa a fost și mai cu pianul. Târziu. Am făcut pentru că făceam. Dar nu puteam să descriu nimănui de ce fac asta și pentru ce fac asta și de fapt ce înseamnă asta. Eu vreau să vă mulțumesc pentru aventura vieții voastre atât de asumată și pentru că ați trecut pe aici. Pentru mine înseamnă foarte mult și sper să însemne și pentru tinerii și foarte tinerii muzicieni și nu numai, care vă vor privi și altfel, vă vor asculta poate și altfel. Ție, Daria, vreau să-ți mulțumesc pentru felul tenace în care ai știut să existi până acum, pentru felul generos în care ți-ai susținut colegii și ai acompaniat la un concurs foarte greu. Iar ție, Florian Mitrea, vreau să-ți mulțumesc pentru perioada din pandemie în care te-am urmărit online, în cele 6 săptămâni în care ai cântat toate sonatele lui Mozart. Pentru mine a însemnat enorm.